la dispoziție aproximativ 4 zile în care să fac analize, test de COVID, facem bagaje. Sunt luată, sunt dusă cu barca pe mare. Genele făcea, uite așa, când am apucat să le dau jos. Care Dumnezeu, zic, oare ce se întâmplă? Cum alunecă toată lumea și mai eu nu pot să alunec? Costumul de baie, trebuia să fie un costum de baie mai alt, dar eu nu pot mai mult de un topless, cum să zic. Dragii mei, și trebuie să vă zic că înainte de toate mi-a fost un dor de voi, dar nu că mi-a fost dor de voi, mi-a fost dor de civilizație, mi-a fost dor de culori, mi-a fost dor de lume frumoasă, mi-a fost dor de absolut orice. Apreciez cu mult mai mult tot ce se întâmplă în acest moment în viața mea. Mă gândesc să începem cu începutul, pentru că oricum am primit foarte multe întrebări de la voi, dar în prima fază m-am gândit că ar trebui lansat un vlog în care pur și simplu să-mi exprim părerea personală legată de ce s-a întâmplat în junglă. Să începem cu începutul și anume, într-o zi de luni, fiind în București, asta după ce duminică noaptea m-am întors destul de târziu, 14 februarie era și am ieșit cu niște prieteni, m-am culcat undeva pe la un 3-4 dimineața. A doua zi de dimineață, în jur de ora 9, 9 și jumătate, poate chiar mai devreme, a început să-mi bubuie telefonul. În momentul în care m-am trezit, pentru că l-aveam pe silent, aveam foarte multe mesaje și foarte multe telefoane de la un prieten foarte drag, de la Sergiu Negoțiu-Pilov, pe care îl mai știți de aici, de pe canalul meu de YouTube. Sună-mă urgent, m-am gândit că s-a întâmplat ceva, Doamne ferește, știți cum e, m-am luat, m-am trezit, am pus mâna pe telefon, am sunat, te-ai duce la Survivor, zic poftim? Asta a fost în loc de bună dimineața și în loc de cafeaua cu care eu v-am tot obișnuit pe story-urile mele. Zic, nu! Nu, că totuși vine, o să vorbești, uite, o să te sune oamenii și dacă te interesează, poate că mergi acolo. Văzând că ulterior sunt sunată de producătorii pe reality show-ului Survivor și chemată la o întâlnire, zic, hai să încercăm. M-am dus la întâlnire. Ajungând la întâlnire, mi s-a părut foarte interesant modul în care mi s-a propus această experiență, spunându-se că, la urmă, este vorba de 30% parte sportivă, sport. Eu știu clar că acela era clar punctul meu slab, punctul meu foarte fiind psihicul și mi-au zis, ceilalți 70% sunt strict legat de psihic. Zic, ok, hai să vedem. Și uitați cum, stai, m-am gândit așa, nu foarte mult, zic, hai să vedem totul sau nimic. De la acest totul sau nimic, eu gândindu-mă că știi cum e, o săptămână, două, trei, frate, în care merge de două ori pe zi la sală, zic, îl sun, mai sun un antrenor, mai găsesc un prieten, mai nu știu ce. Într-un final mă sună Ana și îmi spune, nu, tu joi sau vineri trebuie să fii la Survivor. Joi sau vineri care? Joi sau vineri acum? Ferească-mă Dumnezeu, atunci au început să mai ai emoții. Având la dispoziție aproximativ 4 zile în care să fac analize, test de COVID, facem bagaje, căutăm tot ce aveam de căutat, punem la oaltă tot ce aveam de pus la oaltă, dăm drumul în Republica Dominicană. Zis și făcut, vaccinuri, ferească-mă Dumnezeu, din cauza problemelor de sănătate, dar o să dezvoltăm mai târziu. Eu n-am făcut nici vaccinuri vreodată în viața mea. N-am fost scutită de vaccinuri, n-am avut voie. Bun. Și am ajuns în Republica Dominicană. Republica Dominicană, foarte cald, foarte frumos. În toată această perioadă, în toată această săptămână, toți din jurul meu mă încurajau, Antonescu, or să fie apusuri, răsărituri. Mamă, partea, gândul meu nu era decât la acel tobogan, ăla mi s-a părut extraordinar de greu, dar la fel, suntem zen, n-avem în jurul nostru decât oameni pozitivi, oameni care ne aduc energii și vibe-uri bune, deci totul va fi bine. Ajungem acolo, sunt preluată de la aeroport, așezată frumos în cameră,
Mi s-a spus că în aproximativ 2 zile voi intra în competiție și atunci am zis, a, 2 zile, timpul în care pot să mă duc, mai stau, mă mai plimb, mă uit în jur, mă exersez în piscină notul, era și piscină, văzusem, ăla a fost primul lucru pe care l-am văzut. Zic, mai vorbesc la telefon cu Siena, cu oamenii dragi, mai terorizez pe unul altul cu ce au de făcut în urma mea și tot așa. Când colo sunt anunțată de faptul că mi se va lua telefonul. Zic, cum adică mi se va lua telefonul? Când? Păi acum. Zic, vorbești serios? Da. Moment în care ghiciți șerpe nepregătite și nepusă masă, mi s-a și luat telefonul. După care, am întrebat, zic, și altceva, ce mi se mai... A, nu, nimic, stai liniștită. Zic, a, și eu pe afară n-ai voie. Cum adică n-am voie? N-am voie până când? Nu poți părăsi camera până în momentul în care intri în competiții. Mă duc, ies pe balcon, mă uit în dreapta, mă uit în stânga, să știi că n-ai voie să stai foarte mult și pe balcon, pentru că nu vrem să te vadă cineva, ești pur și simplu o surpriză și n-am riscat vreodată să-ți facă cineva o poză și să se afle înainte de a intra în competiție. Super! Nu vreți să știți cum au trecut acele mai puțin de 48 de ore, într-adevăr, dar strategic, ghiciți ce? Aveam un televizor, ca în fiecare cameră de hotel la care te aștept să ai televizor, da? care televizor nu funcționa. Și dacă funcționa pe 5 canale, repet, strategic, pe 5 canale, CNN, desene animate pentru bebeluși, două canale de sport, nu vă puteți imagina cum se vedea toată chestia aia, și mai era un canal TV unde se vedeau filme, se dădeau filme. E, cum să vă zic că și la venirea mea și la ieșirea mea din competiție am văzut Karate Kid 1, 2, 3, 4. 1, 2 în 12 ore, 13 ore, 14 ore, de minimum. De fapt am văzut așa, 1, 2, 3, 4, după care au început să dea, zic, au terminat cu asta, încep cu un alt film. Mi-am plăcut Karate Kid, dar nu știu, băi, eu chiar m-am uitat. A început din nou, Karate Kid 1, Karate Kid 2. Am zis, ok, cam ăsta este programul TV, repet, strategic ales. După ce am vizionat, zic, hai să văd și eu oare cât e ceasul. Mă uit pe ceasul de la televizor, nu, caut întâi pe televizor, că doar ești obișnuită. Orice televizor are ceas, ghiciți ce? N-avea ceas. Mă uit pe telefon, aveam telefon în cameră. Mă uit pe telefonul fix din cameră. Pe telefonul fix din cameră, nu avea nicio treabă, era. A doua zi vin oamenii din echipă, din nou, și întreb, vă spărați, cât e ceasul? Dar ce contează? Nu contează. Nu, zic, avea ce vrei. La un moment dat, mă duc să fac un duș. Ajung să fac un duș când nu tu gel de duș, nu tu șampon, nu tu balsam, nu tu nimic. Eu plecând de acasă, gândindu-mă că nu stau să-mi car șampon, balsam, gel de duș, tătător, n-am înnebunit. Adică știți cum e, m-am tot învățat de-a lungul timpului că în orice hotel, indiferent de hotel, măcar un gel de duș sau măcar un săpun găsești. Zic, nu-i problemă, ar fi uitat oamenii să pună, zic, asta e, ce? Vin fetele să facă curat în cameră. Și zic, că aveți nevoie de ceva? Zic, nu, camera mea era curată, lucrurile aranjate. Țin să specific faptul că mi se lase și bagajul. Pentru că am zis, nu, hainele de competiție și atât. Hainele de competiție care erau ce? Am întrebat. Un tricou, un maion, o bustieră, o pereche de pantaloni scurți, o pereche de pantaloni lungi și stai să nu uit ceva. Mai aveam ceva? Și o bluză cu mânecă lungă. 5 perechi de lingerie intimă, nu sutiene, doar partea de jos, chiloței. 5 perechi de șosete. Zic că și asta e tot? Da. Păi zic, și când mai primesc altele? Păi ești la Survivor. Dacă, Doamne ferește, rămâi de tot dezbrăcată, s-ar putea să primești. Dacă nu, cam asta e. Zic, bun. Cer fetelor de la care veniseră să facă curat, zic, nu vă spărați, știți, poate ați... Am învățat o spaniolă, ferească, m-ar Dumnezeu, la început mă dureau mâinile, după care am început să-mi dau drumul la spaniolă. Zic, nu vă spărați, poate un șampon, poate un balsam, un gel de duș, un săpun. Nu. Zic, nu, ce, n-aveți? Gândeam să le dau bani. Care bani? Că-mi luaseră tot, nu mai aveam nimic.
zic, da, de ce nu? Vine din nou echipa de producție și întreb, dar eu șamponul, balsamul? Nu, ești la Survivor. Păi deocamdată nu-s la Survivor, sunt camera de hotel, îi dau și ei, îi dau și eu, zic, da, dacă am început Survivor, fără să știu. După care se face o zi superbă de duminică, sunt anunțată de sâmbătă seara, mâine dimineață vin să te iau. Păi la ce oră? Dar ce contează? Păi nu știi cât e ceas. Zic, adevărat, stai și mă gândesc, ori veni cu noaptea în cap, ori trezi din somn, mai dorm, nu mai dorm, are rost să mai dorm. Zic, bă, dar dacă nu mai dorm, dorm de amiază, mă pot jos pe acolo. Unde mai dorm eu, măcar să încerc să mai profit de dormitul pe canapea, în pat. De dimineață vin, nu foarte dimineață, să mai ia, și m-au anunțat. Și țigările va trebui să ne le dai, n-ai voie cu țigări. Vă dați seama că e o fănătoare, am băgat două pachete de țigări într-o oră, nu încurajez chestia asta, dar gândiți-vă cum ar fi, cum v-ați simți voi, fumătorii, să vă anunțe că, știi cum, mai ai jumătate de oră să fumezi, după care, pe o perioadă nedeterminată, nu vezi așa ceva. Zic, ok, bun. Bine, sunt luată cu ruxăcelul, mi s-a dat ruxăcelul, cu termosul, cu hainele care să mă ierte Dumnezeu, niciodată n-am plecat într-o vacanță, într-o expediție, într-o ceva, nici când mă duc la Galați pentru două zile, nu plec o bocceluță de aia așa, care să conțină și cană, și farfurie, și lingură, și cuțit. Sunt luată, sunt dusă, cu barca, pe mare, genele făcea, uite așa, când am apucat să le dau jos, lentilele pentru care, apropo, am primit aprobarea medicului, pentru că sunt, înainte de toate, lentile cu dioptrii. Eu m-am tot zis de-a lungul timpului că nu văd și atunci medicul mi-a zis foarte clar, dacă ai prescripție de la medic, conform căreia ai nevoie de aceste lentile cu dioptrii, poți intra cu ele. Dacă nu, nu există așa. Și ajungem, era soare, era frumos, era mare, era, adică era în Caraibe. Încercam să văd partea frumoasă a lucrurilor. Ajung, sunt dusă aproape de mal, unde ghiciți ce, eu practic am fost un fel de recompensă, eu practic am fost un fel de premiu, lumea s-a bucurat foarte tare în momentul în care am ajuns acolo, după vreo două săptămâni de stat acolo, nu s-au mai bucurat oamenii decât din punct de vedere social de mine și acum nu e ca și cum aș putea să-i acuz, dar după cum spuse toată lumea, Survivor este 30% sport, bun, asta am repetat în capul nostru, 30% sport, vestul psihic, suntem perfect, bun. Ajungem acolo, când ajung acolo, prima care mi-a sărit în ochi a fost Elena, de care mă bucuram enorm că o revăd, de care îmi fusese foarte dor și pe care o susținusem de fiecare dată când mă uitam la Survivor și v-am încurajat și pe voi de-a lungul timpului să o susținem pe Elena, să o votăm pe Elena. A fost o bucurie atât de mare după care l-am văzut pe Moroșanu, care Moroșanu e de-al meu, e moldovan de-al meu, dacă vă imaginați, el e din Iași. Moroșanu este din Iași. La un moment dat l-am și adoptat la mine în Galați. Deci mă și gândeam, două persoane pe care le cunosc, foarte tari, foarte drăguți, foarte interesanti, indiferent de orice, măcar cu ei am ce discuta. Am făcut cunoștință cu ceilalți participanți, de culiță auzisem, deja doar auzisem, bucuroși că le-au venit forțe noi. Bucuroasă și eu de reacția lor, zic, da, și că e bine, măcar prima impresie e de bine, a lor față de mine, a mea față de ei. Intrăm direct pe traseu. Când intrăm direct pe traseu, ghiciți ce? Traseu de apă. Când? Tobogan. Nu neapărat toboganul la mare, dar era un tobogan. Nu, uite, eu așa stăm pe dreapta, nu stăteam să zic nimănui, bă, dar cum e asta, dar cum se întâmplă, dar când sari din tobogan, dar te duci pe un cap, dar te duci pe fund, dar te duci pe spate, dar faci flip-flacuri, habai, eu încercam să par. Mă dădeam, cum s-ar zice, oarecum lebăd în chiuvetă, fără să las pe cineva să mi se apropie de inimă, să audă ce se întâmplă, ce revoluție e acolo la mine în piept. Și am intrat pe traseu. Eu înaintam în mare, înaintam în mare, apa până aici, apa până aici, apa până aici, apa până aici, zic, hopa, cât o fi apa, până să ajung la traseu. Mă rog, și când îl aud pe Dan, 3, 2, 1, pe cuvântul meu, a fost prima oară dat în fața, în viața mea, când habar n-aveam ce se întâmplă cu mine. Și în momentul ăsta, când mă întrebați ce conținea acel traseu, mă ierte Dumnezeu dacă mi-amintesc. Și ajunge să aruncăm. Și când să dau, să arunc, zic, Doamne, iar, Doamne, nimeresc eu niște ținte, bă, ridic greutate. Când greutate?
Zic, hopa, ce se întâmplă aici? Dau să arunc. Nu mergea. Adică, eu vedeam unde trebuie să dau, dar direcția pleca în altă parte. Asta ca și aia, cu planurile de acasă nu se potrivesc cu alea din târg. Și încercam, și încercam, și încercam. Zic, ce-o fi? Foarte grele. Adică, din punctul meu de vedere, foarte grele. 40 și ceva de kilograme, alea, nu știu câte kilograme avea. S-a terminat traseul, n-am adus punct. Stăteam și mă gândeam, ferească mă Dumnezeu, de pe traseul ăsta eu nu mi-am amintesc absolut nimic. Oricum sunt o grămadă de trasee pe care eu acum, dacă nu revăd, dacă nu le revăd, n-am habar de ele. Două mi-au rămas în cap, clar. Bun. S-a terminat primul traseu, punct. N-avem, lumea în continuare bucuroasă că totuși eu sunt acolo. Se termină traseul, trebuie să ne îndreptăm spre... spre insulă. Pe drum, spre insulă, început o discuție în care mi se spunea că stai liniștită, că au mai venit foarte multe fete și au făcut toate topless. Poți să faci și tu, adică ok, o zi, două, trei, să fii rușine, dar după aia nu e problemă, că noi suntem obișnuiți, probabil tu ești obișnuită. Și am auzit-o cu asta, am înnebunit, zic nu. N-am cum, eu trebuie să demonstrez că pot, păi nu, că pot mai mult de un topless, cum s-ar zice. La capitolul trasee, cele care mi-au rămas așa, întipărite în minte, cele care mi-au dat cele mai mari emoții, cele de care mi-a fost cea mai tare frică, au fost două planuri, și anume, toboganul acela imens, pe care trebuia să-l parcurgi pe burtă, după care să noți într-un bazin, după care restul nici mai conta. Și întreb, dar cam cât de înalt e apă? Păi stai seama că e foarte înalt, foarte adânc. Tu cazi în cap și ca să cazi în cap, nu cazi doar tu în cap, care ai un metru și un puțin. Ca de Moroșan, ca de Puliță, ca de ăștia care sunt înalți. Zic, da, corect. Zic, dar poți să te nece? Nu o să te las nimeni să te neci până la urmă, că nu știu care era să te nece. Și au sărit după el, zic, hai, bă, mă duc, mă urc. Au din nou fluierul, am încercat să mă ud toată, să mă aranjez, mi-au zis, ai grijă, udă-te, că dacă nu te uzi, nu alungi. Dar nu m-am udat eu, dar m-am udat toată pe costum. Ori pot tobogan, aud fluierul. 3, 2, 1, fluier. Și îmi dau drum. Zic, Dumnezeu, cu mira n-am putea să nici măcar tatăl nostru. Mă, eu m-am dus, cum au zis ei, uite așa. Dar eu de așa n-alunecam. Ferească m-ar Dumnezeu, zic, oare ce se întâmplă, cum alunecă toată lumea și mai eu nu pot să alunec, costumul de baie, trebuia să fie un costum de baie mai altfel, dacă era costumul de baie mai altfel, nu puteam să alunec nici atât, am început să dau din mâini. Ce să faci? N-avem decât două variante, să mă opresc, zic, Pioan, vă spărați, eu n-alunec, adică ați făcut ceva cu toboganul meu, nu cu toboganul meu, că nu era doar al meu, alții alunecau înainte, eu nu, nimic. Am început să dau din mâini, ziceai că sunt undeva în chiuveta mea, dând din mâini să nu mă nec. Ajung, cad pe prima aia, cad în apă, când cad în apă. Și culmea că m-a luat prin surprindere căzut în apă. Și am dat o burtă, de-am crezut că leșin. Deci am crezut că leșin, vă dați seama, știți ideea aia de te lovești în plex, n-ai nici aer, ieși pe la fundul apei. Și m-am dus, fraților, m-am dus, ziceai că am busesem cine știe ce viteză eu și Schumacher. Nu mai dovedeam să ajung la suprafață, în momentul în care am ajuns la suprafață, mă uit și văd treptele pe care trebuie să mă urc. Mă, erau așa departe, nu vă puteți imagina. Și dă-i Antoneascu, ce notat, așa notam în general, dacă era apa până aici, așa. Și dă-i și dă-i. Când am văzut eu că nu înaintez, dă-i și dă-i și dă-i, încep și iau ca disperatul. Zic, pana mea, ca disperatul, n-am ce să fac. Și uite, așa m-am dus până, am văzut sfoara, m-am urcat pe ea, nu știu ce. Am dat eu seama, cred că a plecat lentila, că nu mai vedeam bine cu ochi. Ajung, termin tot traseul, nu aduc punctul din câte mi-amintesc. Sper să nu mi-amintesc bine, dar cred că mi-amintesc foarte bine. Mă așez pe bancă și încep să mă plâng. S-a accidentat Antoneasca! Să chemați medicul! Chemăm medicul! Nu mai poate să participe! Eu eram să mă un pic, că nu mă doare un pic, adică mă doare, dar pot să participe. Nu mai poate să participe! Este lovită toată! Zic. Și era cu principiul, bă, nu înțelegi. Eu pot să mai particip, când aș prefera să mai urc acolo și să aud din nou fluierul și să n-alunec cu panorama aia de tobogan, culmea, eu singura care n-alunecă, deși m-am udat, uite, așa m-am udat, măcar știam să mă mut din toate shooting-urile pe care le-am făcut din viața mea și clipurile la mare.
Nu! Chemați doctorul, la fine domn doctor. Domn doctor și-a asumat, adică s-a lovit Antoneasca, s-a accidentat Antoneasca și mă întreabă, ăștia care mai de care, e lovită grav, că nu mai poate. Eram domn doctor, mă doare, dar nu mă doare așa, dar ba da, o doare, ne-a zis nouă, dar e rușine. Mă trage domn doctor departe, mă întreabă, mă, tu ești ok cu sănătatea? Zic, domn doctor, cu capul am ceva probleme din moment ce m-am trezit la Survivor 36 sport. În rest, cred că sunt bine, adică mă doare un pic burta, m-a luat omul, m-a pus acolo, m-a picuit, m-a luat, ești ok, da, sunt ok. Bun, poți să participi cu un. Un alt traseu care mi-a dat o super panică, dar n-am vorbit cu nimeni, că n-am zis nimănui nimic, acum vă zic vouă tot. A fost traseul cu tiroliana. V-am intris traseul cu tiroliana? Traseul ăla trebuia tot așa să făl prin apă un pic. Mă, toată lumea zicea, stai liniștită că apa nu e înaltă. Adică Culiță zicea, Jator zicea, stai liniștită că apa nu e înaltă. Nu e adâncă. Păi erau de 2 metri. Eu eram, le ajungeam până aici, până la buric. Zic, bă, până unde va ajunge? Până la buric. Perfect, mă acoperă aia, sunt. Nici măcar nu ajung acolo la traseu, cum se zice, să urc pe traseu. Mă descurcam eu, fol, ajungeam la traseu până să ajung la traseu cu tiroliana. Eu repet, îl văzut și pe sala televizor, zic, bă, da, cred că e nimic, adică e nimic, trebuie, hați și dai drumul. Și începe traseu cu tiroliana și se duce unul, se duce, nu mai știu care, cum a fost ordinea, s-au dus la înalți. Se duce Elena și înalt. Mă duc, mă așez așa frumos lângă Elena, prima oară în viața mea când am simțit nevoia să mă măsor cu Elena. Elena cu atâta mai înaltă ca mine, nu-i bine. Mine, intră Cosmin, îl văd pe Cosmin, fuge pe acolo, face hap tiroliana. A stat chitită pe tiroliana aia, cum face Cosmin cu tiroliana. Mă, nici măcar n-a trebuit să sară. Adică a întins mâinile, a luat tiroliana. Mă duc frumos pe lângă el să-l felicit. Chiar felicitam din suflet, adică aici chiar n-am avut nimic de obținut. Mă duc să-l felicit și când mă duc să-l felicit, eram, după ce l-am felicitat, eram așa numai lângă el, zic că asta e cât mine. Dacă a putut el, pot și eu. Începe traseu. Au din nou, da, 3, 2, mamă, când auzeam din partea faimoșilor, Andrei Antonescu, zic, Doamne, oare nu mi-era mie acasă și bine, mă gândesc cu 36 sport ai mei. Începe traseul, mă rostogolesc, faci, Doamne iartă, m-ai făcut, că vă repet, deci blanc, am direct ce înseamnă trasee și cum am reușit eu să le parcurg și să le pe cuvântul meu, parcă era altă minte în corpul meu. Ajunge la final, mama lui de final, că nici pe ăsta nu am venit, mi-am zis că am luat-o, trebuia să aruncăm, făceau băieții, cum arăge așa, cu undița? Cu undița? Dar cine a aruncat vreodată în viața lui cu undița? La fel spuneau când era câte ceva de aruncat, cum mă aruncai acolo, la groapa aia de pământ, când erai mică? Când eram mică, păi eu când eram mică eram la școală sau eram la concerte. Sau eram la festivaluri. Eu când eram mică, nu, niciodată în viața mea, nici găurica din fața blocului, nici ținta, nici flori, fete sau băieți, nici țară, vrem ostași. Nimic. Pământ de flori. Vorba fratele meu. S-a terminat traseul, zic, mulțumesc lui Dumnezeu, am terminat cu traseul ăsta, știți cum e echipa obișnuită, că în proporție de 99% Antoneasca nu aduce punct, dar din punct de vedere social e un om minunat, fai, măcar atât era. Acesta a fost al doilea traseu de care mi-a fost extraordinar de frică, n-a știut nimeni până acum și acum aflați voi de la mine. Al treilea traseu de care mi-a fost, bine, dând la o parte faptul că în fiecare noapte, Doamne, aveam niște emoții, gândindu-mă, oare ce, Doamne, iartă-mă, care va mai fi următorul traseu? Pentru că ei deja trecuseră, colegii mei trecuseră prin toate traseele astea, bine, nu erau ele identice, dar în mare, toboganul era tobogan, că după aia se schimbau toate celelalte părți, era partea a doua. Pirații erau pirați, că ăla era ăla, ei știau în mare, eu habar n-aveam, pentru mine era pentru prima dată, apropo de Insula Virgină. Când ajungem la traseu, ghiciți ce? Un traseu pe un lac. Lac. Eu cu ai mei. Elena Moroșanu. Elena Sărabă. Elena era de tubul până la capăt. Andreea, poți. Andreea, demonstrează că poți. Cui să demonstrezi? Adică, cui? Că nu mi-ai deja demonstrat? Că dacă trec traseul pe care, apropo, slavă cerului că am trecut toate traseele, zic, dacă trec traseul finalul, în funcție de... Dacă-i săculeț, este... Te pup, papa. Dacă îi dă la cu cerc, te pup, papa. Dacă îi minge, slavă cerului, acolo mai am niște șanse. Și-i drept, mari.
începe. Norocul meu începe Sorin. De la Războinici. De la noi, nu mai știu cine a fost. La noi oricum, mai toată lumea știa. Eu și cu Chitoșcă, ce nu știam să notăm, da. Și ăla se descurca, adică mult mai bine ca mine. Sorin sare în apă, face niște giumbuș lucruri, iar sare în apă, iar face giumbuș lucruri, iar sare în apă și trage pe stânga. Mă uit. Zic, dar ăsta ce a făcut? A abandonat. Zic, mulțumesc Dumnezeu. Dacă ăsta a abandonat și bărbat și mai mare ca mine și mai solid ca mine, ci ce, pe mine nu o să mă judece nimeni că am abandonat acest traseu. Mă duc, cred că Zari m-a tras prima oară. Mă duc acolo, mă pun pe aia, când mă duc pe aia, mi-a zis Zari, ții mâinile strâns, mușchi încordați, te ții foarte bine, eu te trag cât pot de tare și mai departe te descurci. Da! Mă așez pe aia, când mă așez pe aia, se întoarce aia. Zic, ferească, mă Dumnezeu, moartă, coaptă, eu de asta nu-mi dau drumul. Nici nu mai conta că mi s-a întors aia și am înghițit o grămadă de apă. Ce mai conta? M-am dus, am ajuns acolo, destul de greu, Zani nu trăsese toată... Ați înțeles, voi? Eu era să mă nec, nu? Și mai departe, Antoneasca, nu te lasă nimeni să te neci în reloare sau în live la canal de România. Slavă cerului, am terminat traseul, n-am notat că n-aveam șanse, la cât de panicată eram, n-aveam șanse, m-am pus pe sfoară, am tras, am văzut-o pe sindica, a ajuns prima, nici nu m-a interesat, n-auzeam decât echipa mea pe fundal erau un forță, Elena Moroșan și Jador, care mă încurajau foarte tare, Jador, picioarele săracul nenorocit în cârje. Și ajung la final. Când văd mingile, zic, taică, astea sunt ale mele. Și încep și arunc. Se vede clar că s-au aliniat planetele în acea după amiază. Am pierdut o grămadă de mingi prin apă. Am zis, eu în apă aia n-am cum să sar. Am aliniat. Ce a fost? Cum a fost? Habar n-am, cert e că toate mingile veneau la mine. Știți voi vorba aia? Toate fetele se apeleze la mine. Așa eram eu în momentele alea. Treceam de la tatăl nostru la toate mingile se apeleze la mine. Încât culmea, mingile veneau spre mine și ziceți ce? Am câștigat un punct. Eu când am văzut contra lui Cindy, un punct, eu nu m-am mai uitat la nimic. L-am văzut pe Jador, am văzut o bucată Jador în fața mea. Care săracul nu mai putea de fericire că am adus un punct care și-a aruncat cârjele. Eu nu m-am mai uitat nici la cârjele lui. Nici am uitat complet că omul e accidentat, vai de capul, i-am sărit în brațele lui și am sărbătorit acel punct de nu vă puteți imagina acum. Ce vreau să înțelegeți este că eu am dat tot ce am putut și când zic tot, absolut tot ce am putut pentru a aduce puncte. Nu m-am dat în lături, n-am stat să găsesc scuze, n-am stat să profit de accidentările pe care le-am avut pentru a nu participa. Și asta nu din dorința, am tot auzit discuții conform cărora că nu-mi doresc ca echipa să câștige puncte. Ba da, mi-am dorit enorm ca echipa să câștige puncte, dar n-aș putea niciodată să mă dau lovită după cum mi se și sugera de foarte multe ori, atât timp cât eu chiar nu eram lovită. Mi se părea normal să joc corect, cu toate armele pe față și așa, în modul meu, în felul meu în care eu puteam. Din păcate, la un moment dat, s-a și întâmplat, m-am și accidentat, ăla a fost și ultimul traseu, parcă, da, pe care eu am participat la deget, mă refer la traseul cu ciocanul și cu pereții de rigips. Primele două dăți cât am stat pe traseu, n-am avut vreo problemă, nu m-am accidentat. Ultima dată, auzind-o pe Elena pe fundal, care îmi spunea până la capăt, Andreea, întotdeauna până la capăt, hai că poți, hai că reușești. Am dat în peretele ăla și am dat fraților până când mi-am prins degetul. Să vă arăt ce am pățit. Cam așa arată degetelul meu. Hai cu mesajele. Voi răspunde. Așa arată degetelul meu după ce s-a spart toată povestea aia. Horror. Oribil. Groaznic. Mi-am prins degetul.
între mânerul ciocanului și peretele de gips și am dat atât de tare și am dat în continuare, că asta nu se știe, cu toate că mi-am văzut instant un diamov, am dat în continuare și nu mai puteam de durere. A fost prima oară în viața mea când efectiv m-a pus și plânsul de durere. Pentru că, da, mi-am dorit foarte tare să nu-i dezamăgesc pe cei din echipă, să nu-i dezamăgesc pe cei de acasă, să nu vă dezamăgesc pe voi, să nu mă dezamăgesc pe mine. Din punctul meu de vedere, am mers până la capăt, am plecat de acasă cu premisa că oricând mă pot întoarce acasă din Survivor, dacă reprezintă mai mult de 30% sport, cunoscându-mă destul de bine din toate punctele de vedere, și uitați că totuși am reușit să stau acolo o lună. Sunt foarte multe de povestit legate de n-aș numi o reality show, n-aș numi o show TV, aș numi o experiență, pentru că Survivor este o experiență de viață, a fost cea mai tare experiență de viață, m-am dus acolo de plinătatea facultăților mentale, bazată pe faptul că 70% psihic știu că sunt din cauza sau datorită lucrurilor prin care eu am trecut prin viață, sunt, mulțumesc lui Dumnezeu, bine psihic. A fost unic ce s-a întâmplat acolo, dacă nu erau probele sportive, consider că aș fi rezistat foarte mult acolo în junglă, fără absolut nimic. Numiți voi ceva și vă garantez eu că n-am avut o secundă acolo. Mi-a plăcut experiența, aș repeta oricând, atât timp cât nu mai avem probele sportive, știți voi. Și urmează alt vlog în care îmi doresc foarte tare să răspund întrebărilor voastre. Poate că nu v-am răspuns în privat la unele mesaje de pe Instagram sau de pe Facebook, tocmai pentru că știam că vă voi cere la un moment dat să-mi trimiteți întrebări, curiozități legate de ce am trăit eu, ce am trăit noi acolo ca și echipa faimoșilor în junglă, în Punta Cana. Așa că, dragii mei, aștept întrebările voastre pentru următorul vlog. Voi alege cele mai interesante, cele mai haioase întrebări. Veți primi răspunsuri de la mine. Până atunci, nu uitați, dați subscribe și porniți notificările, pentru că urmează multe lucruri interesante aici. Vă pup tare și vă mulțumesc și celor care m-ați susținut și celor care nu m-ați susținut și tuturor celor care sunteți aici în comunitatea mea. Mua!